Găsit, văd că întâlnirea noastră a fost extrem de dorită de către colegi și văd că interesul a fost mare pentru ei, inclusiv din partea dumneavoastră. Am dorit, așa cum am spus încă de la început, să avem o ședință fără ordine de zi între vechi colegi, între prieteni, pentru că am dus împreună foarte multe bătălii și majoritatea care nu i-au, desigur, în concediu au venit la această întâlnire. Ne interesează partidul, asta am spus-o cu toții, ne interesează parcursului, ne interesează tot ceea ce va face în anul electoral 2019, în primul rând câștigarea alegerilor prezidențiale. Sigur că vor conta și alegerile parlamentare, dar în primul rând alegerile prezidențiale, pentru că vedeți cum se comportă PSD-ul și astăzi ca un partid stat, ce ar face dacă ar avea și prezidenția. Deci avem această obligație cu toții de a sprijini pe președinte pentru a obține al doilea mandat și toți colegii sunt și au fost de acord cu lucrurile astea. Dorim un partid puternic, sunt multe lucruri de corectat, colegile vor transmite către forurile formale ale partidului, către biroul executiv, către biroul permanent național, astfel încât ele să se corecteze, pentru că, într-adevăr, lucrurile, ca și în orice familie, pot fi îmbunătățite și sunt sigur că vor fi îmbunătățite. Care ar fi lucrurile de corectat? Eu vă spuneam de multe ori și vă spun și acum, în curtea asta de 28 de ani, eu n-am obținut puncte în fața presei, din pe surse sau din casă. Ce am avut de spus, am spus înăuntru, iar colegii vor discuta în biroul politic și în biroul executiv și în biroul politic. Nu păceream o informație pe surse. Prin această ședință, Vasile Blaga revine pe scena politică în prim plan? Eu nu mai doresc să fiu președinte al Partidului Național Liberal niciodată. Cu tot ceea ce pot să ajut, cum am făcut-o și până acum, am ajutat. Am făcut un pas în spate acum un an și jumătate, pentru că așa am considerat corect că trebuie să fac un om politic. Nu m-ați auzit aruncând cu săgeți în stânga, în dreapta. Mi-am văzut de treaba mea. Le-am mulțumit colegilor care cu sufletul au fost lângă mine și cu asta basta. Și acum? Nu trebuie nicio funcție în partid. Doamne, mie nu trebuie nicio funcție ca să am orice rol pe care și doresc colegii mei. Nu trebuie. Din moment ce colegii, dacă i-am rugat, au venit în număr atât de mare, înseamnă că n-am nevoie de funcții în partid ca să ne putem da reciproc sfaturi. Dar concret, ce mesaj ați avut pentru ei? Ce mesaj ați avut pentru ei care a fost concret scopul acestei întâlniri? Exact cel care v-am spus. PNL-ul un partid puternic care se câștige alegerile prezidențiale și un scor foarte bun la europarlamentare de anul viitor. Dacă vi se va propune un loc pe listele la europarlamentare, veți accepta? Deocamdată colegii va trebui să stabilească criteriile după care se va candida. Pe urmă vom vedea care sunt cele mai bune variante. Nu mi-am exprimat o astfel de dorință încă. O să vedem care sunt criteriile. Să ajungem la cea mai bună formulă care se poartă să asigure mobilizarea tuturor militanților partidului și care să dea, să spun așa, bine și opinie publice. Domnule Blaga, este o situație inedită. Ludovic Orban a fost în sediu și nu a fost la această ședință. Nu l-ați invitat? Ce s-a întâmplat? A fost o discuție pur și simplu între noi. Domnul Orban a fost, a stat de vorbă cu noi, este președintele partidului. În ședință, discuția a fost între noi. Între noi, care noi? Între membrii Partidului Național Liberal, mulți dintre ei fără nicio funcție în partid, uitați-vă la ei, fără nicio funcție în partid, care de un an și jumătate nu se mai întâlnim, pentru că, într-adevăr, aveau anumite probleme de comunicare și care s-au bucurat că ne-am întâlnit. Dar l-ați invitat pe domnul Orban la această ședință? Nu. De ce? Pentru că am discutat cu membrii PNL din vechiul PNL. Nu pare puțin ciudat cu domnul Orban? Nu e ciudat deloc. Nu e ciudat deloc, toată lumea se întâlnește cu cine vrea, oricând. Dacă ar fi intrat înăuntru, n-aș fi avut nimic împotriva nici colegii. Dar așa am discutat între noi. Dumneavoastră faceți politică de 30 de ani. Ați văzut la un partid o astfel de întâlnire în care președintele partidului aflat în sediu să nu fie invitat la o întâlnire a altor membri ai acelui partid? Am văzut multe întâlniri în care președintele partidului, că am fost eu, că a fost altcineva, n-a participat. Foarte multe am văzut. Și nu cred că n-am avut nimic de ascuns. Dacă noi aveam ceva de ascuns, nu veneam în sediul partidului. Deci toate discuțiile au fost în sediul Partidului Național Liberal, sediul nostru de aici. Da, pare că aveți în spate foștii membri PDL. Este o problemă de comunicare între foștii membri PDL și cei PNL? Cred că lucrurile ar avea mult de câștigat dacă ar fi îmbunătățite în acest sens. Ce anume ar trebui îmbunătățit la comunicare între cele două partide?
Ce nu, nu avem două partide, membri aceluiași partid, în cadrul care acelorași organizații. Pot fi lucruri mai bune, mult mai bine făcute. Puteți fi caracter? Un dialog astăzi cu Ludovic Orban la această ședință? Dar nu m-am certat niciodată cu Ludovic Orban. Mă întâlnesc în fiecare zi cu domnul Ludovic Orban. Asta cred că de trei ori. Ce să mutăți? Cu domnul Tine Antonescu și cu Ludovic Orban săptămâna trecută? Săptămâna trecută am fost invitat de domnul Orban, am avut o discuție cu dânsul, a venit și domnul Ludovic Orban, am discutat în trei. Domnul Tine Antonescu a venit. Domnul Tine Antonescu, scuzați-mă. Nu, deloc. În ce parlamentarie a avut loc discuția? Doamne, dar credeți că o să vă spun vreodată ce am discutat eu cu trei? O să se întrebăm acum, da. Dumneavoastră alege și spuneți. Atunci, cu opinia dumneavoastră, Crin Antonescu ar trebui să revină alături de PNL? Este punctul lui de vedere, cred că ar fi un câștig, da. Nu știu eu ce va face domnul Crin Antonescu. Vă veți implica în organizarea campaniei la europarlamentară? Ținând cont de experiența noastră ca să vedeți. Mai avem până acolo, să vedem ce vor dori colegii. Dar mai avem până acolo. Dar șef de campanie doresc acest lucru. Mai avem de discutat până acolo. Ați putea fi șef de campanie pentru europarlamentare sau nu mi-a cerut nimeni, mai avem de discutat până atunci. Vă mulțumesc. Românii s-ar putea da un OG, amnistie și grațiere. Eu, care încă am probleme în justiție, am o decizie pe fond. Nu? Fapta nu există. M-ați auzit vreodată, pronunțându-mă într-un sens sau altul, pe o temă legată de justiție, de un an și jumătate, nu fac nici acum. Dar este o urgență de urgență, nu e vorba de... Nu mă pronunț.